Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscope. Dragii mei, din Zodia Bărbe cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie luna octombrie 2023, evident, pentru voi, dragii mei. Și o să începem cu, bineînțeles, arcanele majore. Să vedem care este arcana care urmează să vă guverneze, să vă influențeze în această lună octombrie. Avem niște seturi noi cu care să ne jucăm astăzi. Wow, dragii mei berbeci, ia că-te. O carte foarte frumoasă și anume Arcana Nebunului este cea care vă guvernează și vă influențează în această lună octombrie. Se pare că ați încheiat unii dintre voi sau urmează să încheiați un ciclu din viața voastră și, bineînțeles, urmează această energie nou-nouță care vă invită la curaj, vă invită la curiozitate, să explorați ceva nou, să aveți curajul să faceți saltul acela și foarte bine necunoscut, luând cu voi bucceluța cu lecțiile, sperăm noi, învățate din tot ceea ce s-a întâmplat în ciclul care tocmai s-a încheiat sau se încheie pentru unii. Bun, dragii mei berbeci, ia că te mergeți cu curaj, cu tupeu și entuziasm, mi-aș dori eu așa înainte. Mergem și noi înainte și haideți să vedem din astea noi nouțe. Să vedem așa o influență astrologică pentru voi, dragii mei, în afară de ce se întâmplă acolo pe cerul mare. Ia să vedem ce se arată, ce se întâmplă. Learning and faith, ia că te încredere și lecții învățate, casa a noua. Ar fi bine și indicat să vadă fiecare care sunt aspectele din casa a noua a astrogramei personale și să vadă ce se întâmplă acolo, ce lecție au avut de învățat. Bun, lecții învățate, asta vedem, încredere de a merge mai departe și de a începe un nou ciclu în viața voastră. Succes vă urez, mergeți mai departe, nu vă opriți aici că ați văzut ce s-a întâmplat până acum. Bun, hai să vedem cu ce mergem noi mai departe, cu ce mergem. Haideți să mergem cu astea mai departe, tot așa noi nouțe, și să vedem niște indicii pentru această lună octombrie. Ce se mai întâmplă pe la dragii noștri berbecuți? Acțiune, new beginnings, noi la începuturi, așa cum am văzut și cu cartea aceasta a nebunului, vedem Jupiter este alături de voi, Jupiter este planeta norocului, planeta creșterii și expansiunii, dar vedem și curajul, da? Curajul de a merge mai departe. Du-te, dragul meu berbec, așa cum îți este și caracteristic, să zicem ție, să ești deschizătorul de drumuri. Uite, ți se dă ocazia să mai deschizi un drum în viața ta. Dar vedem și guilt și sabotaj, vedem vinovăție și sabotaj și o să vedem noi de ce apare această energie acolo, de ce unii dintre voi vă simțiți vinovați, pentru ce vă simțiți vinovați și de ce vă sabotați, ia că izolarea și gândurile. Dragii mei berbești, ce se întâmplă acolo? Păi vă necați la mal, ca să zic așa, n-ar fi bine și știți foarte bine, da? Că nu ar fi ok să faceți lucrul acesta. Astrele sunt de partea voastră, da? Vă spun clar, ați încheiat un capitol sau sunteți aproape de a încheia un capitol. Mergeți mai departe, să aveți curajul să faceți lucrul acesta. Ia să vedem ce mai este. Comfort zone, da? Zona de confort, nodul sud, îl vedem aici și a te ține agățat de ceva din trecutul tău. Let it go, spune spiritul, lasă-l. Poate este vorba despre modele de gândire, da? Un fel în care tot ai gândit până acum și, mă rog, ți-a adus experiențele pe care ți le-a adus, let it go. Dă drumul acestor modele de gândire, pentru că, ce să vezi, nu-ți fac absolut deloc bine. Hai să vedem din Doamna Lună ce mesaje vrea să vă aducă pentru luna octombrie. Of, măi, ia să vedem, da. Un nou ciclu în ceea ce privește iubirea sau poate prieteniile poate să apară la orizont. Poate unii dintre voi chiar ați încheiat un capitol în sensul acesta. Nu lăsa mândria să te afecteze în relațiile tale, indiferent de natura lor. Știți că zic eu treaba aia, nu sta acolo doar de-a dracu ce-i chelea pe tine ca să demonstrezi nu știu ce, nu știu cui. Dacă nu merge, nu merge, pleacă. Arată lumii cine ești tu cu adevărat, că poate
spune spiritul unui dintre voi, ați stat în anumite situații sau în anumite relații, dar iurea în tramvai, tot vorba mea, și o să cer dreptul de autor pentru treaba asta într-o zi. Du-te, da? Poate stai din orgoliu, poate stai din mândrie sau poate nu vrei să faci ceva din orgoliu și mândrie. Nu mai face lucrul acesta. Dă-ți voie să fii autentic, dă-ți voie să fii așa cum ești tu și cu această autenticitate, uite, să ai curajul, dar așa cum am spus, să mergi mai departe. Hai să vedem și de aici ce mai avem pentru... Opa, opa! Luna octombrie, soarele învărsător, oportunitate, îți spune, oportunități apar la orizont, fără doar și poate, fi pregătit pentru schimbare. Te anunță această energie a vărsătorului și știm foarte bine că el e cel care, mă rog, visează, el este cel care e pentru toată lumea acolo, să le fie bine tuturor, dar să fie bine și ție. O eclipsă în rac vedem și vedem schimbări fie pe partea emoțională în luna octombrie, fie pe partea aceasta domestică, da, relațiilor. Acceptarea, așa cum îți spune eclipsa aceasta în rac, este un lucru extraordinar de important de abordat și de adoptat în această lună octombrie. Acceptă lucrurile exact așa cum sunt. Dacă ți-e bine cu ceea ce trăiești și vezi acolo, ok, dacă nu, move on, du-te mai departe, nu sta prins, nu știu, poate în vinovăție, mă simt vinovat să plec sau mă simt vinovat să schimb ceva în viața mea, nu. Cu soarele în balanță vedem armonie, dar el vine cu această energie de iubire, această energie venusiană. Dar dă-ți voie să trăiești în armonie, dă-ți voie să trăiești în echilibru, adu iubire, acceptare și așa mai departe în relațiile tale, îți spune spiritul, indiferent de natura lor. Lasă sabotajul, lasă vinovățile, lasă ego deoparte și ai să vezi că viața ta o să înceapă să arate cu totul și cu totul altfel. Bun, hai să mergem mai departe cu Sfântul Osho și să vedem ce avem. Asul de bâte poate să arate o nouă pasiune, ceva care vă înflăcărează sufletul, o nouă idee poate să fie pentru unii dintre voi, că nu o fie acum pentru doar despre iubire, da? Ceva care să îți stârnească curiozitatea, pasiunea, interesul de a merge mai departe, da? De a ieși cumva din bârlogul tău, vedem cartea Hermitului, cred că unii dintre voi ați stat, da? În această poziție a Hermitului, gândindu-vă la ce anume ați experimentat, la ce anume ați trăit acolo, ați găsit, n-ați găsit răspunsuri, fiecare știe, dar e pe persoană fizică, vedem înțelegerea, poate urmează să înțelegeți niște lucruri importante care să vă dezlege, să zicem așa, metaforic vorbind, din locul în care sunteți, da, se încheie un ciclu, vedem cartea răbdării, dar pentru că avem energia nebunului, spiritul spune, s-a încheiat acest ciclu, da, pe care tu l-ai experimentat, acum urmează să începi ceva nou. Transcederea iluziei, iată cum berbecii iesă din iluzie, poate dintr-o iluzie pe care, poate sigur, pe care au creat-o în jurul lor și acum se trezesc cumva la realitate și sperăm noi, înțeleg că nu mai au ce căuta acolo, nu mai au de ce să se comporte, poate așa cum au făcut-o până acum. Da, vedem cartea aceasta a stresului. Păi ce, noi avem nevoie de stres? Nu avem nevoie de stres, le dăm voie să mergem mai departe. Și iată cum Doamne ajută, inșala, să mă uit biberbeci, înțeleg că ei sunt maestrii vieților, da? Ei sunt cei care creează tot ceea ce este în a lor existență și își iau puterea înapoi. Așa să fie, iată și renașterea la rădăcina pachetului. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce mai avem aici pentru luna octombrie. Ok, unexpected income, iată, vedem niște venituri neașteptate sau un ajutor neașteptat care vine către unii dintre voi, nu știu dacă neapărat în situații de sănătate, da, poate să fie vorba despre sănătate, poate să fie vorba despre o situație, da, care este mai bolnăvicioasă. Și atunci primești ajutorul de care ai nevoie, așa că nu ai de ce să-ți faci griji, vedem schimbare apare la orizont. Schimbare, 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 este ceva ce așteptai, poate să se întâmple, da? Și cu cartea răbdării, poate ai avut răbdare până acum, uite că lucrurile se schimbă, dar cum ți-a spus-o și soarele învărsător, să fii pregătit pentru, pentru această schimbare. Cu cartea curtoaziei,
Fie că vorbim despre un admirator, fie că vorbim despre cineva nou pe care vei întâlni în această lună, da? Sau poate vorbim despre noi prietenii sau noi colaborări care vin către tine. Este aerul acesta de noutate, foarte frumos, cu cartea darului, da? Poate vei primi niște daruri, niște cadouri. Și bănuții aceia, iată-te și cu cartea tribunalului, s-ar putea pentru unii dintre voi care aveți sau veți avea de-a face cu astfel de instituții, iată-te să fie un câștig de cauză acolo, ca și cartea bărbatului principal, da, este o energie masculină aici cu care unii dintre voi veți avea de-a face în această lună. Hai să vedem și ultima, da. Și vedem și cartea muncii, nu știu dacă munciți sau nu cu această persoană, dar... Ok, vine un mesaj, spiritul spune că s-ar putea să fie cineva, da, care vrea sau este dispus să fie alături de voi, să muncească la ceva alături de voi. Dar nu neapărat muncă în sensul uzual al cuvântului, mă rog, la un proiect sau pur și simplu alături de voi pe drumul vieții, vom vedea. Bun, hai să vedem și de aici câteva mesaje pentru voi, dragii mei berbeci. Da, lucrurile ia cătă capătă viteză, pentru unii dintre voi s-ar putea să vină niște vești, da, foarte repede, ceva ce așteptați. Poate vorbim și despre călătorie sau un drum, ia cătă și inelul. Bun, nu știu dacă este neapărat vorba despre un angajament, dacă vine vorba despre iubire sau nu. Vorbim despre încheierea clară a unui ciclu, acest inel ne indică și ne subliniază faptul acesta, da, poate să fie la fel încheiere de contracte cu, cu cineva. Da, din nou vorbim despre vino, măi, nu știu de ce dați cu biciul în voi, of, Doamne, de ce dați cu biciul în voi? O să vedem dacă apare cartea judecății aici, pentru că am impresia că doar în cazul unora dintre voi cineva se învinovățește din cauza unei relații și s-ar putea să ia legătura cu voi și să zică niște treburi acolo. Mă rog, cel puțin așa vine mesajul acum. Nu-ți pierde credința, da, ia că te-ți spune spiritul, chiar dacă ai trecut prin ups and downs, da, tot felul de obstacole, chiar dacă s-au întâmplat niște lucruri, chiar dacă vor mai veni niște provocări pe acolo, tu nu îți pierde credința. Ai nevoie, da, de foarte multă încredere în, și chiar și în luna octombrie. Dar vedem că unii dintre voi v-ați izolat de mediul înconjurător, dar tare am eu impresia că vine cineva să vă scoată din turnul ăla acolo. Și n-ar fi rău, ia că te pot fi și niște prieteni foarte buni, vedem cartea fidelității, așa că nu ai de ce să te temi să ieși din locul în care ești. Da, vedem conversații cu persoane dragi vouă și eram să zic adunături, Doamne, iartă-mă, grupuri mai mari de oameni cu care veți sta de vorbă, haide să le zicem așa. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem la rădăcina primului pachet de tarot, ce să vezi. Ce să vezi că nu se vedea pe ecran, chakra comunicării, da? Și vorbim clar despre comunicare, vorbim despre vești pe care le veți primi unii dintre voi, da? Și ce mai avem încă? O chakra, plexul solar, puterea personală, curajul, încrederea în tine și dedesubt șaptele de săbii. Și aici vorbim despre decepție, vorbim poate despre invidie sau, mă rog, ceva ce ați experimentat, poate unii dintre voi, dar poate unii dintre voi v-ați trădat pe voi, v-ați trădat puterea voastră personală și acum vine momentul să luați lucrul acesta înapoi. S-a întors pentru o secundă cartea turnului, o să vedem dacă mai apare sau nu. Cu un patru de săbi începe citirea voastră, poate este bine să stați să vă odihniți, să meditați. Nu știu, să vă reluați puterea, ar fi foarte indicat. Rămâi ferm pe poziție, spune spiritul, dacă cineva vrea să, cum să spun eu, să vină să te scoată din echilibru, da? Atunci e bine să înveți să-ți pui acele limite sănătoase despre care tot vorbim. Apără-te de ceea ce simți tu că nu este benefic pentru tine. Rămâi acolo în puterea ta, pentru că vedem, cred că te-ai cam sacrificat pentru mult și pentru multe și vine momentul să încetezi lucrul acesta. La fel cum vedem că e foarte posibil
ca unii dintre voi să vedeți o anumită situație din viața voastră altfel, da? Să schimbați acea perspectivă. Bun, și vedem încă un 4, da? Ia că chakra inimii, o să vedem noi ce este, poate este nevoie de vindecare la nivel emoțional, da? În centrul citirii voastre, doiul de săbi. Of, of, poate îmi spune spiritul unii dintre voi, ați blocat comunicarea cu cineva, da? Poate nu mai vorbiți cu cineva, fiind și sub șaptele acelea de bâte, dintr-un motiv sau altul ați luat hotărârea aceasta de gata, știi, până aici, pauză. Da? S-ar putea, repet, să apară acea energie și nu știu dacă vă invită sau nu undeva să stați de vorbă, dar vedem și treiul acesta de cupe, nu este obligatoriu. Pot fi și vești bune și motiv de sărbătorire pentru voi în această lună octombrie. Da, și chakra coronă, legătura cu divinitatea. Poate n-ar fi rău că tot am văzut noi aici pe casa a noua. Haideți să văd dacă pot să iau cartea. Da, alinierea și echilibrarea aceasta a chakrelor. Poate n-ar fi rău să faceți lucrul acesta, zic și eu. Da, tot iese chakrele pentru voi. Ia câte chakra rădăcină, zona de confort. Și am văzut-o acolo, da, cu nodul sud. Este elementul acela care te poate ține într-un loc în care nu mai ai ce face. Hai să vedem. Mamă, mamă, toate chakrele sunt pentru voi. Faceți ceva cu echilibrarea chakrelor, că serios, da? Ascultă-ți intuiția, da? Este chakra numărul 6. Bun, hai să vedem și lămuririle. Și lămuririle vin dintr-un pachet foarte interesant și, bineînțeles, nou-nouț de tarot. A mea fiica a insistat să folosesc acest pachet de tarot, Adventures Time se numește, este cu desene animate, ce urmărea ea când era micuță, bine, ea le urmărește și acum. Și am zis să fac așa, cum zice copilul, că eu sunt o mămică ascultătoare și hai să vedem lămuririle pentru voi. Nu ai să folosesc, yes, spirit. Unii dintre voi îmi spune spiritul, așteptați un răspuns, așteptați un semn din partea divinității, vine, da? Vine răspunsul, vine semnul, fără doar și poate, ia să vedem, The Knight of Swords, da? Ia câte cavalerul de săbi, îl vedem, răspunsul, exact ce spuneam, răspunsul pe care voi îl așteptați, clarificarea pe care o așteptați vine către voi, poate să fie și din partea voastră, ia câte vești, vedem acolo comunicare, cavalerul de monede, uite ce drăguțe sunt. Cavalerul de monede, multe vești, inclusiv legate de bănuți, da? Care vin către voi. Hai să vedem mai departe. Of, the Five of Cups. Cinciul de cupe, the River of Tears. Da, unii dintre voi, dragii mei, ia că n-ați trecut podul ăla, încă vă uitați la ceea ce nu a mers în trecut. De asta există cu șaptele de bâte și poate rezistența aceasta la schimbare, rezistența aceasta la nou. Trebuie să înveți, da, șapte de bâte cu șapte de bâte, trebuie să mă uit ce scrie, că na, vă desenea, nu știu desenele astea animate. Șapte de bâte cu șapte de bâte, foarte multă rezistență, vedem aici că opuneți unii dintre voi când vine vorba de nou, când vine vorba despre schimbare. Și exact asta vă spune spiritul că aveți de făcut, Queen of Cups, da? Regina de cupe, o vedem, iată-te, pe cartea spânzuratului, nu știu dacă unii dintre voi aveți de-a face cu cineva în pești, cu ascendent, Venus, Lună, nodul nord în pești, da? Sau, mă rog, o zodie de apă, nu este obligatoriu, dar vedem foarte multă tristețe în inima acestei regine de cupe, ea stă și, mă rog, își analizează cumva emoțiile, sentimentele, nu știu, poate consideri că ai făcut prea mult, ai dat prea mult pentru cineva și cine știe ce s-a întâmplat acolo. Ok, pe chakra inimii vedem 10-le acesta de cupe, ia uite un unicorn foarte interesant. 10 de cupe, hai să vedem, 10 de cupe pe chakra inimii, foarte, foarte bine, The Knight of Wands, 3 cavaleri, unul după altul. Eu v-am spus, dragii mei, unii dintre voi s-ar putea să aveți niște discuții legate de suflet, de corazon, de împlinire sufletească. Cineva vine către voi să discute lucrurile acestea și o să lămurim noi acolo imediat dacă mai avem timp. Ce anume vrea să spună această persoană? Why is the Two of Swords here? Ia să vedem. The High Priestess, da. Marea preoteasă pe doiul de săbi și îți spune spiritul, dacă nu știi încotro să o iei, da, ascultă-ți intuiția. Ascultă-ți intuiția, The Star, cartea stelei, o vedem pe treiul de cupe și ne spune clar că unii dintre voi
s-ar putea să vă reuniți sau să întâlniți, să reîntâlniți persoane care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi. Este menit să se întâmple așa, da? Să ne înțelegem. The Queen of Pentacles, poate vă întâlniți cu cineva în zodie de pământ, cu ascendent Venus, Luna, nodul nord în zodie de pământ sau cineva cu care puteți colabora foarte frumos și profitabil chiar din acel moment înainte. Da, șaptele de cupe, vedem starea aceasta de confuzie, dar și mai multe oferte care s-ar putea să vină către voi și nu știți voi ce să alegeți. Ei, alegeți, așa cum v-a spus, alegeți ceea ce vă indică sufletul vostru. The Page of Coins, vedem poate pajul de monede. Pot fi noi începuturi când vine vorba despre bănuți. Poate veți studia ceva, veți începe să studiați ceva nou pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, starea asta de confuzie poate să fie dată și de prezența unei energii a unui copil. Da, nu știu, parcă aș vrea să merg mai departe, parcă aș vrea să aduc o schimbare în viața mea, da? Aș vrea să merg către cele 10 cupe, dar această energie a copilului, într-un fel sau altul, mă gândesc eu că mă oprește. Foarte interesant mesajul care vine. Da, the Four of Cups, 4 de cupe, îl vedem pe chakra rădăcină, pe zona aceasta de confort. Of, Doamne, of! Tu zici că ești bine acolo pe partea ta emoțională, dar numai așa nu este, pentru că vedem acea închidere la nivel emoțional, The Lovers, cartea îndrăgostiților. Când vine vorba despre iubire, îți este foarte greu să te deschizi dintr-un motiv sau altul, nu știu, construiești tu foarte multe motive acolo, ia că te preferi să stai în nouă de monede, preferi să stai singur și tu îți spui, sunt foarte bine așa cum sunt, nu trebuie absolut nimic de la nimeni. And that's a lie, spune spiritul, și asta este doar o minciună gogonată. Da, tu știi deja lucrul acesta. Mai, ia să vedem. The Emperor. Ia că cartea împăratului vă reprezintă ce este drept, da, zodia berbecului sau spiritul îți spune, ascultă-ți intuiția când vine vorba despre această energie masculină. Opa. Da, vedem colaborare, poate să fie și colaborare, dar comunicare, dialog, mesaje, poate în mediul online cu această persoană. Unii dintre voi chiar, nu știu ce îmi spune, visați această persoană. Oh my God, the Five of Swords, cinciul de săbii. Nu știu dacă vă certați în gând sau în vis cu această persoană, foarte ciudat mesajul care vine, cred că unii dintre voi faceți lucrul acesta. S-ar putea să fi fost în trecut acolo niște discuții cu această persoană, da, cu acest împărat și discuții pe care aveți tendința să le reluați în momentul în care această persoană vine către voi, doiul de cupe, despre ce vorbim și cartea îndrăgostiților. Vedem o legătură puternică între voi și această persoană, da, și cu treiul de bâte. Nu știu de ce ați fost supărați sau sunteți supărați pe această persoană, habar nu am. Nu știu dacă a fost ceva la mijloc, știți voi, dar nu neapărat că încă o persoană, să fi intervenit ceva în această legătură, în această relație, și văd că se va mai discuta pe această temă încă o dată. Bun, hai să vedem din amorul ghebos, că am ajuns la el, să vedem ce zice trust, da? Este ceva legat de încredere, cineva parcă v-a înșelat încrederea, mi se spune. Și spiritul îți spune, dacă așa este, da? Du-te mai departe, nu mai sta agățat acolo să tot te gândești că ce a fost, ce s-a întâmplat și mai departe. Nu ți-a plăcut ce s-a întâmplat? Învață lecția, nu mai faci ce ai făcut și mergi mai departe. You deserve love, meriți să fii iubit, meriți. Uite, The Soulmate, cartea sufletelor pereche. Ok. Mă opresc puțin pentru că îmi dă spiritul mesaj puțin, da, puțin altfel decât de obicei cu aceste cărți. Este ca și cum ori voi, ori cineva este, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat, mi se spune, este focusat pe această relație. Știe, simte că este relație de suflet pereche și poftim true love, dragoste adevărată. E ca și cum, indiferent ce s-a întâmplat acolo, nu am să renunț. Și am zis că vreau să văd ce zice, ce vrea să spună această persoană în momentul în care ia legătura cu voi. Hai să vedem ce anume ar vrea să transmită. Ia să vedem.
M-am pierdut pentru o perioadă, vă va spune, posibil să spună această persoană că ceea ce s-a întâmplat între voi a fost pentru că a avut un moment de rătăcire. Dar I love you, da? Dar până la urmă te iubesc. Poate să fie această persoană care să vă zic acest lucru sau voi să-i spuneți acestei persoane, uite, știi ce, am avut un moment de rătăcire, m-am speriat, m-am nu știu ce, dar de fapt știu că it is true love, știu că este dragostea adevărată. Ok, câteodată stau trează și mă gândesc la tine. Acolo există sentimente, v-am spus, și numai sentimente, există această legătură de suflet pereche. Și iată, te mă întreb dacă ești fericit, fericită fără mine. Cineva stă și își face probleme de genul acesta. Bun, hai să vedem și de aici. Da. Vine momentul de regenerare, vine momentul să lași lucrurile în spate și să-ți dai voie să mergi mai departe. Lasă, arde și trece podul acela, arde-l și du-te către lumină, enlightenment, vedem iluminarea, Doamne ajută, inshallah, going forward, du-te mai departe, da? Așteaptă-te la soluționări miraculoase, așteaptă-te la, aș zice eu, chiar și răsturnări de situație, chiar dacă turnul ăla s-a întors pentru o milisecundă, el este acolo, iată-te, envy, vedem o invidie. Poate să fie și invidia cuiva din exterior, poate să fie și sabotajul, îmi spune spiritul, pe care tu ți-l aduci ție. Chakra comunicării, Arhanghelul Gabriel, îl vedem din nou. Atenție la comunicare, da? Atenție la, chiar și la persoanele, mi se spune, cu care te înconjori. Ai grijă ce subiecte discuți, ai grijă dacă este o energie bună. Da, pentru tine, o energie în care tu să elevezi, să crești, sau este o energie care te, bineînțeles, trage în jos, walking away, da? Fie că ai plecat, fie că e bine să pleci, poate dintr-un mediu de genul acela, tot îmi spune gossip, unde se bârfește foarte mult, unde sunt numai discuții de genul acesta care nu te ajută absolut deloc. Stați așa că mai aveam aici tot așa niște jucării noi și aș vrea să vedem ce mesaj vine pentru luna octombrie pentru voi de aici, dragii mei. Dragii mei, ia să vedem ce spune. Ask for your needs to be met. Ia că te cere ca nevoile tale să fie îndeplinite. Vorbește cu universul, vorbește cu gașca ta spirituală, vorbește cu cine vrei tu să vorbești acolo. Cere și vei primi, că dacă stai așa și doar aștept să se întâmple, nu o să se întâmple. Dreamwork, da? V-am spus, iată-te, este ceva legat de lumea viselor. Poate unii dintre voi faceți călătorii astrale, nu știu, poate vă certați cu această persoană în astral. Pentru că la suflete pereche există legătură și dincolo de lumea asta fizică. Poate vă întâlniți pe acolo în acest plan. Da, și relaxed energy. Este nevoie de relaxare, este nevoie să-ți acorzi acele momente de liniște, acele momente de introspecție. Meditația este importantă și restless energy, da? Pentru că, vedem, există o energie, cum să spun eu, care îți dă o stare de neliniște. Învață să te oprești, învață să te oprești nițel, învață să stai tu puțin cu tine. Să-ți asculți nevoile, să-ți asculți gândurile, să fii cât mai mult prezent în viața ta la urma urmei și atunci ai să vezi tu cu adevărat ce se întâmplă pe acolo. Bun, hai să vedem și mesajele din partea îngerilor. Sonia aduce un mesaj din partea unei persoane foarte dragie care nu mai este printre noi, da, și care îți spune că te iubește foarte mult și te roagă să nu îți faci griji. Și Isaia, da? Isaia care vine și spune că este o lună bună de a da naștere unor noi situații în viața ta. Fă ceva nou, experimentează ceva nou sau, mă rog, dintr-o perspectivă nouă, nu știu. El va fi alături de tine să te vegheze. Și Brigitte. Brigitte care îți spune că e bine să te uiți la o anumită situație foarte atent înainte de poate atrage o concluzie, da? Sau a lua o hotărâre. Și Arhanghelul Uriel vine alături de voi, el este cel care te ajută să vindeci, și am văzut chakra inimii, furia și neiertarea din mintea și din sufletul tău. Zdrângănele, trâncănele și îl scoatem pe tovarășul meu, asistentul meu, Minionul. Și hai să vedem ce avem pentru voi. Și avem litera T, litera D, litera A, nu, scuzați-mă, nu este A, este un V, nu este A, și litera L.
Și avem să hai să le punem așa că vreau să vă arăt pe asta, este cea mai frumoasă cheie din toate zdrângănelele mele. Este aici pentru voi și iată și timona, schimbarea de direcție și deblocarea a ceva nou. Nu știu, poate unii dintre voi chiar vă veți reloca, dar vă veți muta undeva, cine știe, la drum lung în străinătate, vă arată cartea cu change și cu mutarea. Poate până de Crăciun sau iată, clopoței așa de Crăciun sunt importanți, perioada Crăciunului este importantă și iată și spiritul acelei persoane trecute dincolo care este alături de voi, vedem confirmarea. Eu văd clar că unii dintre voi sau pentru unii dintre voi până de Crăciun viața voastră se va schimba într-un mare fel. Dar știi cum este? Important este să îi și dai voie să facă lucrul acesta. Și să vedem și niște bilețele pentru voi, dragii mei berbecuți. Ce avem noi aici? Împlinire, da? Doamne ajută, inshallah, să o motivi, să fie cu împlinire în momentul în care na, ai curajul să faci pasul, crezi în tine și în ce mai trebuie și poftim, întoarcere. Da, v-am spus, cineva până la urmă se întoarce, că sunteți voi, că este altcineva. Habar nu am, că veți vedea lucrurile altfel. Și iată doi, da, poate să fie și doiul de cupe, la urma urmei, poate vorbim de decizii sau poate este data în care sunteți voi născuți sau această persoană. Și ultimul bilețel, avem distanțe lungi, exact ce am spus, distanțe lungi, călătorii lungi pentru unii dintre voi. Dragii mei berbeci, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru luna octombrie 2023. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, știți foarte bine, un buton de like, un buton de share să ajungă la cât mai multe persoane. Aștept, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de comment și până data viitoare, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.